Bună dimineața! Putem începe? Bună dimineața, stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni! A trecut mai bine de un an de la debutul pandemiei în țara noastră. În această perioadă extrem de dificilă, medicii, dar și autoritățile statului au trebuit să facă față unor grele încercări. Unii au făcut față cu brio, alții poate mai puțin, dar cu siguranță nu acesta este subiectul briefingului de astăzi. Este cert un singur lucru. Lupta cruntă a sistemului de sănătate cu acest virus nemelos încă nu este încheiată. Din păcate, pe alocuri, din lipsă de pregătire sau din multă nepăsare, autoritățile nu au fost în stare să facă față lucrurilor așa cum ne-am fi dorit noi, cetățenii. Pe de altă parte, sunt sigură că nimeni nu va îndrăzni să le reproșeze ceva angajaților din sistemul de sănătate, care s-au sacrificat la propriu pe parcursul acestui an. Nimeni nu are dreptul să pună la îndoială sau să desconsidere sacrificiul, dăruirea și toleranța angajaților din sistemul de sănătate față de fiecare pacient care le-a pășit pragul. Un sistem medical, cum este cel al Republicii Moldova, astăzi este epuizat, extenuat și continuă să fie la limita puterilor. Vorbesc despre un sistem medical care în ultimii 30 de ani a suferit prea mult și în care s-a investit prea puțin. Sunt parte a acestui sistem și cunosc prețul fiecărui sacrificiu făcut de fiecare reprezentant din partea guvernului pentru a oferi un pic mai mulți bani sistemului de sănătate. Țin minte cu lux de amănunte fiecare negociere anuală cu reprezentanții celor care împărțeau banii din guvern și se spunea de fiecare dată că tot ceea ce se vrea a se face sau a se investi în sistemul de sănătate trebuie făcut în primul rând pe optimizările și pe economiile din sistemul de sănătate. Din păcate, așa a fost și văd că rămâne atitudinea multora din cei care numesc sistemul de sănătate îngeri, eroi în halate albe, dar continuă să subfinanțeze sistematic domeniul medical. Vreau să amintesc doar că în 2016, atunci când a avut loc creșterea cu aproape 20% a salariilor pentru sistemul de sănătate, acea creștere s-a făcut tot din contul economiilor obținute în urma eficientizării achizițiilor publice. Și nu a fost vorba despre finanțări suplimentare de la bugetul de stat, de exemplu. În anul 2020, de foarte multe ori am cerut și ne-am bucurat la un moment dat că s-a declarat dublarea salariilor pentru lucrătorii medicali. În realitate însă, trebuie să amintesc că promisa dublare s-a transformat în doar două creșteri salariale, cu 30% în septembrie 2020 și cu 30% în ianuarie 2021. Mai mult decât atât, atunci de creșteri salariale au beneficiat doar lucrătorii medicali, pe când personalul nemedical, gospodăresc tehnic, care de fapt este parte componentă a sistemului de sănătate, au beneficiat doar de o majorare la nivelul indexării de 3%. De aceea, considerăm că finanțările, investițiile în sistemul de sănătate trebuie să continue sistematic și considerabil. Iar salariile angajaților din sistem, atât personalului medical cât și cel nemedical, nu mai trebuie uitate și cu siguranță nu pot fi lăsate la coada priorităților. Venim în fața dumneavoastră cu un proiect de lege cu o acțiune concretă pentru a majora salariile angajaților din domeniul sănătății. Deputații din Platforma Parlamentară pentru Moldova și colegii noștri din Partidul Șor propun majorarea salariilor angajaților din sistemul public de sănătate cu 40% începând cu 1 iulie 2021. Remarc un detaliu foarte important. Proiectul propus de noi presupune majorarea salariilor tuturor angajaților din sistemul de sănătate, atât personalul medical, cât și cel nemedical, gospodăresc tehnic, administrativ, inclusiv contabilii, economiștii, categoria de personal care a fost uitată sau lăsată într-o parte la fostele majorări. În total, considerăm că resursele pe care noi le-am identificat vor ajunge pentru a beneficia de majorare pentru circa 45.000 de oameni din sistemul de sănătate. De unde vom lua bani? Pentru acoperirea acestor plăți salariale este nevoie de aproximativ 685 de milioane de lei.
Și acești bani, stimați cetățeni și stimați angajați ai sistemului de sănătate, există. Ieri am primit confirmare din partea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină că există solduri cumulative înregistrate în conturile Companiei de Asigurări. Iar acest sold constituie 686 milioane de lei, exact suma care este necesară pentru a acoperi creșterea salarială începând cu 1 iulie. Noi am așteptat ca actuala criză politică să se încheie cu investirea unui guvern care și-ar fi asumat această măsură. Din păcate, s-a adeverit zicala din popor care spune că schimbarea domnilor este bucuria nebunilor și altă cale decât un asemenea proiect să fie propus de parlamentari și votat de parlamentari, la această etapă nu există. Sper din toată inima că acest proiect va avea susținerea tuturor deputaților din acest Parlament care declară că vor să ajute sistemul de sănătate, care declară armistițiu în tot ceea ce înseamnă lupta cu COVID și care nu uită de fiecare dată să prezinte plecăciuni eroilor în alb. Iată, pe lângă toate acestea, un vot pentru acest proiect de lege în condițiile în care există resurse financiare va fi suficient. Vom propune Parlamentului să examineze acest proiect de lege în regim prioritar. Pentru că medicii și toți angajații din sistemul de sănătate merită să fie sprijiniți. Și nu doar ei. Noi toți merităm o șansă la ordine și la muncă bazată pe eficiență și pe rezultate concrete. Noi trebuie să rămânem împreună pentru o Moldovă puternică. Noi trebuie să susținem toate proiectele bune pentru medici, dar și pentru Moldova. Vă mulțumesc! Bună ziua! Здравствуйте, уважаемые представители масс-медиа! Добрый день, уважаемые граждане Республики Молдова! Я убежден в том, что законодательная инициатива, объявленная нами сегодня, имеет очень большое значение для всего нашего общества, потому что медицинская система, которая всегда была в приоритете в любой стране мира, стала жизненно важной артерией и находится в центре внимания общественности сегодня. Сегодня все наше общество должно быть благодарно этим людям, медицинскому персоналу, другими словами, всем людям в белых халатах, которые стоят за нашими жизнями. Давайте мы не будем забывать, что в больницах работают не только люди в белых халатах, не только врачи и медсестры. В медицинских учреждениях трудятся десятки тысяч людей, в том числе бухгалтеры, административный персонал. И даже если они непосредственно не лечат больных и не спасают человеческие жизни, то в любом случае вся медицинская система так или иначе завязана с этими людьми. Именно поэтому, как заявила моя коллега Роксанда Главан, мы предлагаем повышение зарплат всем медицинским работникам еще на 40%, как это, в принципе, было и обещано предыдущим правительством. Но также поднять зарплаты и тем работникам больниц и всей медицинской системы, о которых я сказал ранее, которые не относятся к медицинскому персоналу, но являются неразрывной частью всей нашей медицинской системы. К сожалению, государство оставило в тени этих сотрудников, которые, по сути, тоже находятся на передовой. Они ежедневно подвергаются риску и находятся в больницах рядом с больными. Они общаются с медицинскими работниками, с медперсоналом, и они также подвержены большому риску заражения. В то время как медицинским работникам существенно повысили зарплату, доходы других сотрудников в больницах увеличились всего лишь на 3%. Сразу хочу уточнить, так как возникнут, соответственно, вопросы, а откуда деньги? Я вам скажу, что деньги есть. Для предполагаемых нами изменений потребуется примерно 690 миллионов лей, что соответствует увеличению заработной платы на 40% для 45 тысяч сотрудников. Эти средства будут покрываться за счет накопленных остатков на конец 2020 года, которые составили почти 700 миллионов леев, а также за счет избытка поступлений доходной части фонда
обязательного медицинского страхования в первом квартале 2021 года. Да, на сегодняшний день мы понимаем, что всем гражданам нашей страны, или практически всем гражданам, требуется повысить зарплаты. Знаем, что подавляющее большинство наших сограждан тяжело живут. Но сегодня мы выступаем с инициативой поднять уровень жизни сотрудников больниц. Это сегодня. Завтра мы выйдем с другими инициативами для поднятия уровня и качества жизни других категорий граждан. Послезавтра с другой инициативой. Но самое главное, что мы, партия ШОР и платформа «Пентру Молдова», сможем объяснить и показать, откуда взять деньги и как государство должно грамотно их потратить для того, чтобы повысить качество жизни всех граждан нашей страны. Спасибо.